Holland Farming, distribuitor de biostimulatori, îngrășăminte speciale și semințe profesionale pentru legumicultură. Solarex, producător de fertilizanți foliari. Și Alcedo, prietenul recoltelor sănătoase. Norocul ține cu cei iscusiți. Bună ziua și bine ne-am regăsit! Dragii mei, am intrat în sezonul sărbătorilor de iarnă și m-am gândit să-mi găsesc și un decor potrivit pentru prezentări, așa că am dat o fugă până la serele din Sfântul Gheorghe. Ia uitați-vă, sunt înconjurată de minunatele crăciunițe. Ele arată foarte bine, vom vorbi despre ele, dar nu astăzi. Astăzi, pentru început, am să urez la mulți ani tuturor celor care s-au sărbătorit ieri, tuturor Nicoletelor și Nicolailor, să fiți sănătoși, să vă meargă bine. Ziceam că nu vorbim astăzi despre flori, ci despre plante medicinale și plante aromate, cu o doamnă pe care am cunoscut-o acum câțiva ani, dar care a fost intervievată pentru ediția de astăzi de Daniel Befu, colegul nostru de la Agrointeligența. Suntem în grădina de mirodenii de la Păuliș, cum îmi place mie să zic, grădina de plante aromatice, grădina mea, grădina casei. Cum a influențat istoria noastră de viață nașterea acestei grădinuțe? Sunt născută aici, în Păuliș. La 9 ani am rămas orfană. Copilăria mea a fost într-o casă unde dealul era în curte și toată copilăria mea, care mi-o țin eu minte, eram pe deal, între pomi, între plante. Foarte greu mă găseai în casă. Am fost crescută de bunica, care era rusoaică, și am fost crescută într-un regim militar, cum zicea ea. Gândul meu era să cresc mare, să pot să fac ce vreau și să fiu independentă. Primul meu business a fost un salon de coafură. Erau primele semințe din gândul de a fi independentă și să fac ce vreau. Eram așa, în mediul meu, dar în același timp, fiind la țară și aducându-mi aminte de copilărie și de frumusețea clipelor care petreceam cu părinții în natură, am început să mă ocup și de grădină, adică să o cultiv, să o folosesc pentru consumul meu propriu și, bineînțeles, să produci un pic mai mult decât ai tu nevoie. Și atunci clienții, că era așa, cam clienții din coafură, păi nu ai aia în plus, și am început să vând și asta îmi plăcea, deci mai făceam încă un venit de acolo. Pot să zic că totul a fost super ok ani de zile, dar la un moment dat, după mesele de grădină, mi le doream din ce în ce mai lungi, din ce în ce mai multe, să pot să-mi zboare gândul la orice. Și aveam 4 zile pe săptămână, să zic așa, de coafură și aveam 2 zile de grădină. Și cum treceau ani, mai adăugam o zi de grădină, o scoteam din coafură. Și încet, încet, cu timpul am ajuns și la 2 zile de coafură și la 7 zile de grădină, că de multe ori și duminicile îmi plăcea să mi le petrec în grădină, nu musai să muncesc ceva, dar efectiv să mă relaxez. Nu aveam concert, nu prea ieșeam, m-am simțit, sau cum să zic, mediul meu foarte bun a fost aici. Toată energia, tot ce aveam nevoie era în grădină. Cum am trecut de la grădina clasică sau grădina obișnuită la grădina de mirodenii, trecerea n-a fost bruscă, deci a fost așa. Primul și primul lucru, s-a încheiat căsnicia, a început a doua căsnicie. Au mers lucrurile foarte repede și în a doua căsnicie soțul care l-am avut a fost un om cu care am putut să fac orice. Adică lucram împreună, construiam împreună, mâncam împreună, ceea ce a fost o noutate pentru mine, nu eram obișnuită. Și atunci, bineînțeles, că dacă ai un sprijin și ideile, sau cum să zic, visele ți sprijinite, am început să visez mai mult, să-mi fac planuri mai mari. Și așa încet am dorit să facem ceva împreună și am pornit, bineînțeles, de la pasiunea mea pentru agricultură,
să facem legume la un nivel mai profesional. Și am început să mergem în piață. Bineînțeles că am avut primul solar, ăsta este mai mic, am avut un solar foarte mare, am lucrat împreună, am mers în piață. Pot să zic că au fost așa vreo 3 ani de încercări, de încercam să ieșim din clasic. Mă uitam foarte mult pe filmări pe YouTube, la agricultura de dincolo, mă uitam la emisiuni, mă uitam la tot ce credeam. Eu așa zic, mă uit la o filmare și în cap îmi pică o sămânță, sau cum să zic, o idee pe care o dezvoltam și reușeam să o adaptez la nevoile mele, la mintea mea. Și bineînțeles că ce înseamnă agricultură de legume? Înseamnă profesional, înseamnă să produci, să nu ai probleme de boli, de dăunători. Și la un moment dat eram atât de obosită, dimineața făceam plimbarea prin grădină, povesteam la toată lumea și începeam și întrebam roșiile, ardeii, vinetele, ce probleme aveți, ce boli aveți, vai de capul meu. Și când vedeam că astăzi una se îmbolnăvește, mâine una are nevoie, eram așa de necăjită și am început să pun plante aromatice între legume. Deci ăsta a fost începutul, de fapt, la, să zicem, la cuvântul mirodenii de grădină, mâul de la mirodenii de grădină. Am pus plante aromatice, ce-am cunoscut atunci, busuioc, roiniță, ce-am găsit prin zonă. Am avut niște prieteni care aveau o grădină cu de toate și ei mi-au dat primele rădăcini. Bineînțeles că toamna plantele erau mari, legumele le culegi, le pui la iernat, ce fac cu plantele. Și din toate filmările, ce mi-a rămas mie în cap, James Oliver cu uscatul legumelor, uscatul plantelor aromatice, și am început, primul lucru, am să spun la toată lumea, usturoiul care n-a trecut de la piață și ceapa verde, care bineînțeles că scoți, cât vinzi, restul aduci acasă. Le-am tocat frumos cuțitul, le-am pus în tăvițe pe calorifer. L-a uscat și mi-am făcut primele condimente. Ce a fost stimulant, adică aveam încă salonul de coafură, aveam vreo 2 zile și era bucătăria lângă salonul de coafură și făceau clientele, vai, dar ce bine miroase la tine, ce faci tu acolo? Păi mi-am făcut niște condimente. Ce condimente? Atât erau borcanelele, deci erau mici, vă dați seama cât am putut eu să fac pudră de usturoi, le-am dat să miroase, le-am dat să guste din mâncarea care am făcut-o și a zis, iai, extraordinar, nu ne faci și nouă. Și am făcut primele borcanele pe care, bineînțeles, le-am vândut. Și când am văzut că din borcanelele alea am făcut mai mulți bani decât din legume, am zis, wow, stai, că aici se poate altceva. Și asta a fost toamna. Toată iarna am studiat, deci am o grămadă de caiete cu toate notițele, deci atâta studiu pe calculator, cărți, caiete, tot ce mi-a trecut prin cap să-mi dezvolt ideea de afacere, să mă învăț cu plantele, am vrut să fie de-a nostru. Și bineînțeles au fost primele, cred că 15 plante, plante vechi, pe care am făcut rost de semințe, de rădăcini, de la prieteni, deci și acum toată lumea, din toată lumea, că am foarte mulți prieteni peste tot, unde se duce la un magazin și vede ceva interesant, îmi cumpără și mi-aduce sau îmi trimite pachet. Deci s-a făcut așa o comunitate, îi ducem la Doina tot ce găsim, ciudat, eu așa zic, rafturi cu ciudățenii, și așa a început mirodenii de grădină. Bineînțeles că peste 50%, pot să zic mai mult, ajutor am avut de la verișoara mea, care locuiește în Canada, unde există o fermă de unde poți să-ți procuri absolut toate plantele din lume. Și ea mi-a trimis catalogul, eu mi-aleg în fiecare an tot ce-mi trece prin cap. Ea mi le aduce ori semințe, ori anul ăsta am primit și plante, sunt în ani în care mi-aduce și plante la ghiveci, numai ea știe cum le aduce. O plantă, e suficient să am o plantă, durează 3 ani până fac o plantație, adică până fac ceva din ea și după aia o transform în condiment. Mai durează un an dacă mă hotărăsc să o folosesc sau să o pun la păstrare, pentru că nu tot timpul toate plantele se și pot folosi. Și așa am început, cum zic eu, grădina de plante aromatice. Am renunțat definitiv la coafură, am renunțat la coafură pentru că pasiunea pentru condimentele, pentru grădină, pentru aer, pentru, nici nu știu ce să zic, că energie, da. Energie non-stop, pentru că și cine vine în grădină, cine
folosește condimentele, spune, mă încarc, uit de toate, uit de probleme sau nu uit de ele, reușesc să le depășesc mai bine. Sora mea din Canada este mult mai, cu mai multă pregătire. A început să mă învețe de energia plantelor, de energia locului, de foarte multe lucruri, cum zic eu, mai de suflet. La început, bineînțeles, ca toată lumea, tot ce pipă este mai concret. Dar, cum am zis, problemele de viață, sau cum să zic, greutățile vieții au venit non-stop, că nu s-au oprit. Am trecut peste ele cu ajutorul plantelor aromatice, cu ajutorul energiei, cu tot ce mi-a dat grădina și tot ce este în ea. Și am învățat să le folosesc și învăț și pe alții să folosească. Și am între plantele aromatice din grădină, cum zic eu, plante care ne ajută sufletește. Dau un exemplu foarte simplu, am busuiocul tulsi, eu îi zic busuiocul îndeplinirii dorințelor, copiii sunt foarte încântați când primesc câte o crenguță, busuiocul tulsi este busuiocul sfânt din India, fiecare casă din India are un busuioc în mijlocul casei, este foarte plăcut. Ce mai am? Salvia. Salvia este o plantă foarte utilizată și în bucătărie și în sănătate, pentru că când am început plantele, așa am luat. Planta respectivă să fie pentru bucătărie și pentru sănătate. Toate plantele mele se folosesc și în bucătărie și în sănătate, pentru că, bineînțeles, înaintând în vârstă, au apărut și problemele de sănătate și mi-am dorit să mi le rezolv fără medicamente, fără medic, adică cât s-a putut fără medic, și pot să zic că foarte multe dintre ele, deci mi le-am ameliorat, sau cum să zic, m-am făcut un om mai puternic, mai rezistent datorită lor. Și de-aia zic, salvia, fiind o plantă care majoritatea oamenilor o cunosc și o folosesc, se poate folosi foarte bine, de exemplu, cum zic eu, este o plantă de familie, o plantă de casă, o plantă de locuință, se poate afuma cu salvie pentru energie pozitivă. Deci atâtea ramificații poate să aibă o plantă, atâtea utilizări, că nu-ți vine să crezi cât de benefică poate să fie, cât de utilă. Zicea cineva că Dumnezeu a oferit fiecărei zone plante pentru toate nevoile, și faptul că eu am căutat plante românești, am zis, noi suntem români, să beneficiem de ce a dat Dumnezeu în zona noastră. Dar am mai adus și plante exotice pe care mi-am dorit să le aclimatizez aici. De câte ori aduc o plantă, eu așa zic, nu numai că o îngrijesc să-i meargă bine, o studiez și o întreb timp de un an de zile dacă se simte bine în locul unde am pus-o. Adică cu ceilalți de lângă ea, adică cu colocatarii din grădină, și foarte multe plante, cum să zic, degeaba le studiezi și știi aproximativ cu cine se potrivește, ele vorbesc cu cele de lângă și să știi că nu tot timpul se înțeleg cu cele de lângă. Și atunci, de-aia am zis că un an de zile le mai mut. Sunt plante care se înțeleg foarte bine de la bun început și sunt plante care trebuie să le găsesc așa un loc individual, care au o personalitate foarte puternică și nu acceptă pe nimeni. Sunteți un om exotic, un om tradițional. Cum sunteți dumneavoastră? Dacă v-ați asemănat cu una dintre plantele astea? Cred că sunt o combinație din ambele specii. Adică îmi place să fiu ieșită din comun, adică îmi place să fiu unică, și prin ceea ce fac tot timpul cred că am vrut să fiu unică, dar în același timp îmi place să fiu și cu alte persoane, sau cum să zic, să fiu în societate. Ce vreau cu grădina, sau ce am vrut cu grădina de plante aromatice, să ajut, să contribui cu ceva la individ, la om. Deci tot așa îmi doresc ca oamenii care vin aici, care folosesc condimentele, care văd grădina, care se plimbă prin grădină, să plece încărcat sufletește. Ce-i frumos acum, în sezonul ăsta, și ce-mi place enorm de mult și probabil va fi direcția mea, vizitele copiilor,
pentru că tot ce am făcut mi-am dorit dintotdeauna să dau mai departe, să ofer cuiva care să ducă, să-l dezvolte, pentru că dintotdeauna am fost deschisă să împărtășesc experiența mea de viață, să împărtășesc ce am învățat eu, iar copiii sunt buretei puțin spus. Deci copiii sunt foarte deschiși la natură, foarte deschiși, culmea, la condimente, sunt deschiși la povești, pentru că, cum zic, zice familia mea, nu m-am maturizat, îmi plac foarte mult poveștile, povești cu tâlc sau povești cu lecții, pentru că din povești învățăm, joacă. Ador joaca, mă joc cu copiii în grădină, deci facem jocuri din care, bineînțeles, învățăm. Ce le place lor? Sunt foarte curioși când îi pun să facă amestecurile de condimente, deci sunt foarte atenți. Le place, cred că cel mai mult, concursurile pe care le organizez, concursuri tot legate de condimente. Cred că depinde și de vârsta lor, pentru că am vârste foarte diferite. De exemplu, am avut și liceeni. Pe ei am reușit să îi acaparez culmea cu povești. Deci au fost foarte curioși la povești, deci probabil că erau prea maturi pentru altceva, dar poveștile i-au readus înapoi la copii. Cei mici, cei de grădiniță, care nu știu încă să citească, au fost foarte pasionați de semănat, de grădinărit. Deci ei seamănă în ghiveciuțe, semințe, fac tot felul de lucruri cu plantele aromatice. Deci mă modelez în funcție de reacția lor când dau ochii cu mine și atunci hotărăsc ce fac mai departe. Dragostea dumneavoastră de plante, cumva o văd și pe pielea mâinii dumneavoastră, pielea brațului dumneavoastră, văd acolo frunzuliță. Ce se întâmplă? Fiecare tatuaj simbolizează o etapă din viața mea, o etapă mai dificilă pe care am reușit să o depășesc, am reușit să o gestionez într-un fel, iar tatuajul a fost ca o încheiere a situației pe care am lăsat-o în urmă și m-am dus înainte. Hai să vă arăt și grădina de pe piele, dacă tot suntem în grădina de plante aromatice. Deci plante, toporașii. Toporașii sunt și de suflet și din grădină și, bineînțeles, copacul vieții. Și am și un trandafir cu spini. Fiecare, bineînțeles, cum am zis, simbolizează câte ceva din viața mea. Care sunt planurile dumneavoastră de viitor? Foarte multe planuri am de viitor, foarte multe. Tot ce am făcut eu aici vreau să fie ca o școală. Deci ăsta este planul meu, tot ce am învățat eu, să dau mai departe și să fiu o sursă de început de afaceri pentru alții, pentru că asta tot timpul am spus, cine își dorește să pornească o afacere și n-are un început, pentru că mie mi-a fost foarte greu, pentru că am învățat totul pe cont propriu, deci ajut cu sfaturi, ajut cu direcții, deci de unde am luat eu, de unde am făcut drumurile, deci le arăt drumurile care deja le-am bătătorit. Și ceea ce mi-am avut în plan și tot am amânat, aveam eu o vorbă, la 100 de ani voi face chestia asta, pentru că am de gând să trăiesc 130 de ani și toată lumea știe că ăsta e planul meu. Vreau să-mi scriu o carte. Prima dată a fost ideea să scriu o carte de rețete, pentru că, bineînțeles, fiind o grădină de plante aromatice și gătesc. Și m-am răzgândit și am, bineînțeles, așa m-am trezit într-o zilele trecute și am zis nu, în iarna asta vreau să îmi scriu cartea și va fi un ghid, va fi un ghid de condimente, de plante aromatice, de agricultură, deci va fi așa un rezumat la tot ce am învățat eu până în momentul ăsta, bineînțeles și cu mici rețete, cu mici, cum zic eu, cu sare, cu piper, cu de toate, să fie util. Cu Doina sunt sigură că ne vom reîntâlni într-o ediție viitoare, pentru că domnia sa are foarte multe lucruri să ne spună. Aceasta a fost ediția noastră de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă dau o nouă întâlnire săptămâna viitoare, joia, pe TVR1, de la ora 10:30 și duminica în online pe Agrointeligența. Toate cele bune!
Holland Farming, furnizor de biostimulatori, semințe de legume, bondari și control biologic pentru legumicultură. Solarex, producător de fertilizanți foliari. Și Alcedo, prietenul recoltelor sănătoase. Norocul ține cu cei iscusiți.